Bun găsit, prieteni! De foarte multe ori relațiile se termină invocând acel lucru nepotrivire de caracter, dar psihologii spun că totuși contrariile se atrag, oamenii care au feluri diferite de a fi, sunt diferiți din multe puncte de vedere, sunt atrași cumva de această forță și reușesc să întrețină focul viu al pasiunii în relații pe o perioadă mai lungă de timp și, după cum am citit în acest articol, de altfel sunt animați cumva de curiozitate, sunt mânați de curiozitate întotdeauna, nu reușesc să anticipeze reacțiile celuilalt fiind atât de diferiți. Și cumva le colorează frumos viața și relația și pare a fi un gen de relație în permanență adolescentină, cumva de îndrăgosteală mai prelungită. Dacă ar fi să credem aceste lucruri, parcă ne-am căutat cu toții un partener cât mai diferit de noi, dar sigur, de foarte multe ori trebuie să ții cont că valorile în viață trebuie să fie aceleași și că până la urmă lucrurile pe care ți le dorești de la o relație și de la viață trebuie să fie cumva asemănătoare celor doi, între cei doi parteneri. Așadar, probabil că se referă pur și simplu la lucruri mai puțin importante, la lucruri nesemnificative, care îi fac pe cei doi diferiți. Până la urmă, bărbatul e bărbat și femeia e femeie și sunt de la sine, de la început, diferiți. Cred că, nu știu dacă neapărat calitățile asemănătoare sau trăsăturile de personalitate similare sunt importante într-un cuplu. Important este ca cei doi să considere că se potrivesc, să se iubească și până la urmă relația să meargă de la sine. Nu cred că e atât de bine să despici firul în patru, cred că trebuie pur și simplu să le iei așa cum sunt și e adevărat, după un anumit timp necesită și un fel de implicare sau mai multă, n-aș spune muncă, poate puțin mai mult efort, dar astea vin toate în mod natural atunci când ești motivat de sentimente de cele mai multe ori. Ne revedem mâine dimineață, numai bine!